Pentru români, Alain Delon nu a fost doar un idol din lumea cinematografiei, ci a însemnat și un simbol, pe locuri chiar un simbol al modei, ne amintim din anii 70, felul în care, în vremuri mai puțin ușoare, era o provocare să încerci să faci rost de un așa numit Alain Delon. Discutăm mai multe despre omul și actorul Alain Delon, alături de Alida Mocanu. Bine te-am regăsit, Alida! Bună dimineața! Uite, tot ce am putut să fac și eu un semn de respect față de un actor care a marcat niște generații, a fost să mă îmbrac în culorile Franței. Și uite, am adus fotografia, da cu celebrul COJOC. Da, este un COJOC pe care românii l-au văzut pentru prima dată când a avut loc proiecția filmului. A fost odată un foț, Once a Sif, cu Alain Delon la cinematograful Floreasca. Pe strada Rahmaninov, clădirea mai există și astăzi, dar se întâmplă evenimente așa cu chic, cu pretenții acolo. E bine, în 1966, la un an după ce a apărut filmul acesta uh, cu Alain Delon, -lum, toată lumea da, a văzut în această haină un, nu știu, un simbol care te apropia cât de cât un pic așa de lumea strălucitoare din afara granițelor României. Și iată, din numele actorului Alain Delon a devenit substantiv comun, există și în Dex cuvântul Alain Delon, scris exact așa. Este o haină din piele înblănită. Ea, undeva prin anii 70-80, era realizată la o știe. da? fusese micile afaceri ale întreprinzătorilor Fuseseră, sigur, trecuseră în sarcina statului, erau sub monopolul statului. Și uh, se realizau la întreprinderea Vidra aceste, nu știu, cojoace, da? De piele era foarte greu să faci rost. Uh, era un pic, ajunseseră să se vândă un pic la negru. Sunt uh, oameni care au lucrat la întreprindere și mărturiseau că oamenii se duceau cu pieile de acasă, da? Și cu blană, și pe sub mână, așa reușeau să-și facă un astfel de cojoc. Cu siguranță rămâne și această emblemă pentru că, dincolo de accesul la filme în acei ani, pentru români, imaginea de pe o copertă a reviste, era o revistă atunci cinema. Eu mi-aduc aminte din copilărie, era acest chip superb al lui Alain Delon. Uite, mă întreb care da. a fost reacția lui în 2017 când a venit la TIF în România și cu siguranță a aflat că cu un joc din România da, e. Și foarte mulți ei. probabil s-au legat de lucrul ăsta, pentru că, uite, face parte din ceea ce numim pop culture. Sunt Johnny Halliday, uite, este un, un simbol pop culture în Franța și o să revin puțin la Johnny Halliday. Um, pentru că ei reușesc Prin niște accesorii Dincolo de talentul lor artistic uriaș Prin niște accesorii să creeze O linie uh, a modei Influențează foarte mulți tineri De atunci Mulți sunt nostalgici astăzi Aș vrea să revin la ce spuneam despre Johnny Halliday Și uite ne amintim și Jean-Paul Belmondo Acum Alain Delon Spre deosebire de Jean-Paul Belmondo Și Johnny Halliday Am citit presa din Franța în această dimineață am aflat că nu, Alain Delon nu va avea o ceremonie da, funerară care să marcheze înmormântarea nu știu, cu onoruri din partea statului francez pentru că nu a fost dorința familiei. Va exista la sfârșitul lunii septembrie, într-adevăr la Paris, la o capelă, un fel de slujbă în onoarea actorului la care vor fi probabil invitați oficiali. Însă, el, Alain a mărturisit în interviurile din ultimii ani și, de fapt, întotdeauna, în ultimii 20 de ani, că atunci când va muri, va vrea să fie îngropat la Dușii, unde este casa lui și unde s-a stins din viață acum, în cimitirul cățeilor lui. Dacă nu mă înșel, ajunseseră pe la vreo 50. Încă, da, Acolo a avut își dorește. o viață tumultoasă, da. o viață care ar putea fi ea însăși un subiect da, de, de film. film sigur. și ai, trebuie să facem ai această cine. distinție Foarte, mult între este. Da. omul Alendelo și actorul Alendelo. Da, el, sigur, actorul cu o carieră plecată până la urmă de niciunde, pentru că la 14 ani a părăsit școala, el a crescut doar cu mama s-a și cu un tată vitreg, acesta avea o măcelărie, a lucrat la măcelărie, apoi s-a înrolat, a fost pușcaș marin în primul război din Indochina și întâmplător a întâlnit o actriță, probabil o scurtă relație, nu-mi permit eu să judec, nu știu ce a fost acolo, așa a început cariera, a, fost, a mers la o ședință foto, apoi a ajuns la can, a fost remarcat și uite așa a primit primul său rol. Dincolo de cariera fulminantă pe care toți o știm, el a fost un personaj care de-a lungul vieții a făcut și mici declarații care sigur controversate. Tot Se întâmplă. În cazul, în cazul personalităților de așa calibru, sigur, le acorzi tot felul de scuze, însă un mare iubitor de căței, de altfel și prieten cu Bardot, iar o istorie a luptei pentru drepturile cățeilor a fost și în România. Și asta este dorința lui. Să fie îngropat acolo. Încă se așteaptă. Este din zona Loarei, undeva la peste 150 de kilometri de Paris. Nu știm dacă se va întâmpla acolo. Cert este că va exista o slujbă mică, doar cu membrii familiei prezenți la capela pe care și-a pregătit-o din timp. Adică... Dincolo de personalitate da. și declarații și carieră, rămânem cu imaginea da. lui Alain Delon și ne plac actorii Alida. Da, un bărbat și... carismatic pe, bă, nu o spun eu, o spun critici de film și o spun filmele sale. Un bărbat într-adevăr carismatic pe, și pe scena vieții și pe scena. Alinda, filmului. Îți propun să vorbim și despre un alt bărbat carismatic da, pe care tu l-ai intervievat zilele da. trecute, Vlad Ivanov, unul dintre cei mai apreciați actori români ai ultimilor ani. Hai să vedem interviul și discutăm după aceea. Pe actorul Vlad Ivanov am avut șansa să-l întâlnim la festivalul de film Anonimul, în Delta, la Sfântul Gheorghe. Orice discuție cu artistul îți dă măsura sensibilității, dar și a talentului său. Tehnica actoriei a deprins-o în vremuri când libertatea era doar un cuvânt, nu o realitate. Dar atunci, spune Vlad Ivanov, a avut profesorii care l-au clădit cu adevărat ca artist. Credeți că într-un fel, acea perioadă de restricții, până la urmă, au clădit o generație de actori altfel nevoia aceea de a excela? Poate într-un alt fel de a se opune cumva? Cred, iar... cred cu tărie chestia asta. Cred, cred cu tărie că uh, lucrurile... Uh, adică, uh, acum vorbim strict de actorie, dar... Uh, N-aș rezuma totul doar la actori. Oamenii mari se nasc uh, din această nevoie de a descoperi ceva. În primul rând în ei înșiși și după aceea uh, în afara lor. Și cred că acele vremuri uh, ne-au oferit această supapă de a, de a trăi altfel. Nu știu, eu nu spun, nu am nimic cu această generație care e acum, dar cred că și ei trebuie să-și găsească pe lângă oportunitățile pe care le-au și toată tehnologia asta care este absolut, ne invadează viețile, trebuie să-și găsească acea lume interioară, acea nevoie, acea pasiune. Noi, țin minte cum eram, terminam cursurile la ora 8 seara și o pe doamna Manu, pe profesorul noștri, Gheorghe Visu și Florin Anton, îi rugam să mai stea măcar o oră cu noi, să mai putem lucra încă o, un exercițiu sau două și efectiv trăgeam de ei și, și era o bucurie și pentru ei. era, Nu spun că astăzi nu, nu există. E un pic altfel, dar cred că ar trebui mult mai multă uh, pasiune, pentru că e o profesie vocațională și nu mai dacă nu ești pasionat, spunea Sandamanu că în prof profesia asta este o, o profesie de regi și regine. Nu poți să, adică de roluri mari, nu poți să fii fericit ca actor când duci tava și intri, v-am adus cafea, da, las-o acolo pe masă. Nu, adică trebuie să ai rolul cu carne în care chiar să și am, acum îmi vine minte o poveste absolut extraordinară, tot Sandamanu mi-a povestit-o, a venit la clasă George Constantin, marele actor și i-a profitat de acest lucru la modul frumos și l-a rugat să le spună studenților câteva cuvinte și ce George, dragă, tu atât de mare experiență încât te rog să le spui, să le dai un sfat și a spune, dragă Sanda, ce să le povestesc eu lor, pentru că și eu la vârsta mea încă mai învăț. În schimb, pot să le spun un singur lucru. Niciodată nu am urcat pe scenă fără să nu mă pregătesc și fără să nu mă coste. Deci asta înseamnă profesionalism și pasiune. Interviul integral cu actorul Vlad Ivanov în curând la Euronews România în cadrul emisiunii CULT. Da, duminică la CULT. Puteți urmări interviul integral pe care Alida Mocanu și cu invidie o spun. Și colega Elena Vladivanov. Cosma. Da, a fost... Uh... O bucurie imensă pentru noi două și o spun cu tot sufletul. Uite, am inima aici. Pentru că Vlad Ivanov, pe lângă faptul că este un actor uriaș, este un actor care a reprezentat România la competiții mari de film din afară, la Cannes, nu doar odată, și este un actor care se lasă rar văzut și descusut cu întrebări. Și pentru... tocmai de aceea, în calitate de fan, te întreb acum, Alida, mm -hmm. pentru că am avut discuția asta cu mulți prieteni. Da. Vreau să facem distinția între om exact. și actor, între om și personaje mm -hmm. și să te întreb dacă și ție, atunci când îl vezi pe Vlad Ivanov, îți vine acea senzație de neliniște, tocmai din cauza rolurilor da, are un pe chip, care joacă. Da, are un chip care te duce într-o zonă a rolurilor mai degrabă dure, antipersonajul. Uh, sigur, da, doar că ce am descoperit, am descoperit exact contrariul la ceea ce vedem în filme, un om cu o sensibilitate și o emoție aparte, ambele, cu o energie care te face să îți dorești să afli și mai multe despre el, omul, mai mult decât... Cum se pregătește el actorul? Uite, acum chiar joacă într-o serie, este pe o platformă, o serie americană, este pe o platformă de streaming într-un serial care a fost parțial realizat și în România și da, într-adevăr, joacă rolul, cred că, unui ofițer nazist tocmai pentru că are, într-adevăr, un chip așa pentru roluri mai bătăioase. Am fost, l-am întâlnit, l-am întâlnit la festivalul Anonimul a urcat pe scenă pentru la decernarea premiilor. Au fost și Bogdan Dumitrache, el de altfel prezent acolo și pentru că a jucat în pelicula 3 km până la capătul lumii, peliculă despre care am tot vorbit la Euronews, filmată chiar acolo la Sfântul Gheorghe. Aș vrea să spun ceva despre anonimul așa, pentru că na, am avut șansa să stăm 4 zile acolo și să întâlnim pe oameni. Oameni buni, dacă sunteți cinefili, Mergeți acolo. E greu, știu că e un drum uh, greu. Uh, vă adunați bănuții din timp, vă programați, există și camping, sunt și căsuțe, sunt și camerei mai scumpe, dar sunt și gazde. E o bucurie să vezi cum, uh, nu știu, natura, pur și simplu, îți oferă tot ce îți poate oferi uh, ea, de la lumina care este la Sfântul Gheorghe, de la cum arată marea, pentru că acolo se varsă Dunarea exact în acel loc de la peisaj, despre cum arată răsăritul, cum arată apusul, plus această, nu știu, comunitate care se adună de 20 de ani acolo și care se uită la filme sub cerul liber, nu vezi hârtia aruncate toată lumea păstrează, respectă regulile, bă, natura, ai totul curat. Bec, merită pentru o experiență de viață. Despre festival și interviul Recomandăm. integral Alida. Duminică. Duminică la cult la, cult, la, ora, la ora 21. Mulțumim. Și eu Daniel. mulțumesc, Daniel.